nevoie de antrenament și instructaj în CS 1.6. Lecția numărul 1. Ah, ce bine merge business-ul ăsta. Ține de aici și bam, lovitură cu sniperul. Ui, iar acum strânge tot gunoiul ăsta și dă-l afară. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. I-aș avea bani de dulceață, măcar de mi-aș cumpăra. În fine, poatele meu. Așa. Trebuie să strâng patul acum, să nu doarmă câinii cumva aici. Așa. A, ochelari. O, mai bine. Punem patul în dulap. Așa. Să le băgăm la spălare. Așa, am pus lenjerie de pat la spălat. Acum să sperăm că o să plouă. Acum, igienă personală. Trebuie să-mi spăl dinți. Ah. Ah, mentă. Dar mirosi și așa de la mine. Oh. Mai ok. Acum e timpul să mă ocup cu ceea ce îmi place mie cel mai mult. Încă mai este cafea aici. Nu-i bună. Nimic interesant. Norocoșe, merg pe trandulete de alea cu patru roți. Aici. Ala naiba iar e încuiată, probabil domnul. Prin intrare veche. Al dracu de înalt e gardul ăsta. Ce am ajuns? Așa. Asta este. Asta este. Este. Aha. Da, totul e în regulă. Aparent a scăpat și azi. Nu au venit gunoi ieri azi. Așa, parcă totul e ok. Hai să ne logăm. Așa. Mai asta. Oh. Așa. Ha? Ei, ce nu pornește? Deja s-a supraîncălzit. Trebuie să pornesc sistemul de răcire. Unde e el? Unde l-am pus? Da, acolo. O, așa. Sistem de răcire. Super. Acum, hai să încercăm din nou. Și... O, a pornit. Super. O, Windows 95. Ar trebui, cred, să fac upgrade la Windows XP. Dar, în fine, așa s-a pornit. Ca să vedem în ce să mă joc. Tetris, nu. Snake, nu. Nu, nu, nu. Ceva mai interesant. O, Counter-Strike 1.6. Da. Ce? Iarăși update? Ia două ore pe anul ăsta. Aici cred că am net nelimitat sau ce? Măcar cât durează descărcarea? Ei și-au ieșit din minți 7 săptămâni o descărcare. Ce e cu netul meu? Unde-i camera? Ala naiba, iarăși o bolanie mi-a mâncat internetul. Aparent cablul ăsta e mai bun decât mâncarea pe care le-am dat-o. Acum ce mă fac? Cred că va trebui să mă duc la vecin. Iarăși voi, boschetarilor! Deja m-ați nenorocit să tot veniți aici! V-am zis, nu vă dau nimic! Doamna Marina, sunt eu, sunt Adi! Adi, doamne, credeam că ești un boschetar. Am nevoie doar de Wi-Fi-ul dumneavoastră. Am venit să descarc un joc. La mine pur și simplu iarăși șobolani au mâncat cablul de internet. Repede instalez și am plecat. Bine, dar să nu lași gunoiul ăsta aici, bine? Cu noi? Ăsta-i setup meu. Două minute. Uite, așa mai vii de acasă. O, salutare, vecine! Salut! Eu repede pe două minute aici, că tu instalezi, știi tu, update-ul ăsta la joc. Nu deranjezi pe nimeni. Stai calm, menajera mi-a spus că ești aici. Știi ce? Cât se face update-ul, hai înăuntru să-ți arăt eu cum e un adevărat setting de gaming. Serios? Hai! Haide, intră!
așteptăm pentru mai târziu. Și bine ai venit în camera mea de gaming. Noi aici suntem temporar, ăsta e setup-ul meu de gaming. Temporar? Mamă cum arată! Băi, de aur! Da, știu, cam învechite. Toate componentele sunt de luna trecută. Trebuie să cumpăr altele noi. Învechite? La mine toate componentele sunt din secolul trecut. Sunt mai vechi decât mine. Mamă, ce bine. Poți să mă așez? Da. O să curăț. Mamă, ce de mare. Zenaur. Da, Zenaur. Mamă, tu ai căști cu de-asta cu bilete aur. Da, am vrut cu rubine și emeralde, dar erau doar astea. Păcat. Mare păcat. Tu ai pizza, mâncare. Să înțeleg că și la tine camera de gaming și bucătărie e împreună, da? Bucătărie zici? Nu, astea sunt doar aperitive. Știi tu când ți-e foame, hop, te-ai întors, ai ronțăit ceva și gata. În camera asta stau 24 din 7, practic nu ies de aici. Păi și când se termină mâncarea, ce faci? Asta. Doamna Marina, pizza mea s-a terminat. Da, acum poți să numeri. 1, 2, mai departe nu știu. Poftim, domnule, eu cer mâncarea dumneavoastră. Mulțumesc mult! Mama, ți-a dus pizza caldă în doar 2 secunde. Cam așa. Da, au sunat cei de la Toyota. Doresc ca dumneavoastră să purtați sigla lor pe tricou. Toyota s-a apucat de stand-up, pune glume. Zile să mai adauge încă vreo 8 zerouri dacă vor să port logo-ul lor la mine pe tricou. Nu uita că avem colab pe 2 ani cu Bugatti. Nu putem purta branduri rivale, așa că oferă cuiva care are nevoie. Ce? Nu. Eu am brandurile mele și colaburile mele. Colaborez cum ar fi cu șaormeria din Colț, da. Ei îmi oferă pe barter resturile de la șaormă. Da, eu fac reclamă și îmi dau resturile. Sunt mucigăite, dar în fine. Plus la asta, eu cam refuz reclamele. Am destul de multe. Pentru mine nu sunt importanți banii, importantă calitatea. Uite cum mă sună chiar acum cineva. Da? Ce? Brandul de mâncare pentru câini? Nu, nu avem nevoie de barter. Două pachete și un os și batem palma. Ok. Deci, ce se aude cu jocul ăla? Jucăm 1-1 în CSGO? CSGO? Am auzit doar legende despre el. El chiar există? Păi tu, în ce te joci? În CS1.6. 1.6? Nu am auzit de jocul ăsta de când eram copil. Am auzit că dinozaurii chiar se jucau în jocul ăsta. Dar nu, interesant joc. E nostalgie pentru gameri adevărat, știi tu. Grafică de aia veche, adevărat. Ok, atunci cum jucăm? Păi descărcă-și tu 1.6 și jucăm împreună pe server. De unde? De pe Torrent. Tu glumești, vrei să am virus și hai bine la tine să jucăm. Ok, doar că așteaptă 15 minute. Eu mă duc, trebuie să instalez acolo, știi tu, să răcesc, să încălzesc calculatorul. Tu joacă-te în Xbox-ul tău de aur. Eu revin imediat. În 15 minute ne vedem, da? Ce mă fac acum? Toveronul lui arată mai bine decât setup-ul meu. Trebuie să-mi frumusețesc cumva camera. Ce avea el? Avea tablouri pe perete. Eu o să pun postere de gaming acum. Era pe aici undeva. Gaming room. Așa. Postere avea. Așa, el mai avea și volan de gaming de ăla. Trebuie să-mi fac și eu. Gata, știu. Am nevoie de asta. Asta. Așa, și ultimul detaliu, o să-l prind, uite, e așa, funcțional, merge, se învârte, tot cu bordul, dar nu e pe asta, da, merge. Eu chiar acum mă simt ca un gamer adevărat, serios vă zic, am volan, am calculator, am căști de gaming, am poster cu gaming, gata, acum sunt un gamer adevărat. El mai avea Xbox cu diamante, eu asta nu am, dar știu ce pot găsi asemănător, am văzut eu azi dimineață ceva, hai cu mine. Uite-l aici. Nu înțeleg cum oamenii pot să arunce așa minunăție. Așa. Uite. Așa. Și mai era ceva acolo. Așa. Uite. Ca și nou. Nu e el Xbox ultima serie, dar merge. Știți cum se zice? Gunoiul cuiva e comoara altuia. Așa. La naiba. La naiba de câine. Așa. Gata, acum am o cameră de gaming completă. Dacă vrei te joci în PC, apoi cu volanul ăsta și dacă vrei mai am și sistem și multimedia. Acum te joci și în consolă la un televizor. Da, nu e el televizor de 50 de inch smart, dar își face treaba. Oh, bate cineva la ușă, cred că a venit.
Interesant setup. Asta de la șobolan, nu-i de la mine. Slăbuț? Care slăbuț? Ăsta e calculator de asta performant. Am și cameră multimedia. Deci el cu gaming room. Interesant scaun. E de asta dermatologic, te ajută cu spatele să nu ai cocoașă. Medicii recomandă. Bluetooth? Ne, nu cred eu în Bluetooth. Bluetooth 5G. Știi tu, dacă le pui, te controlează la creier. Eu sunt pe old style așa. Sunt doar așa, de fațată, da? Nu funcționează. Doar le pui așa. Mie îmi place fără sunet, eu mă concentrez mai bine la joc. Apropo, am și eu cameră de-aia. Atent. Cameră cu aperitive, vezi? Uite. Și lupa pentru ce? Știi și tu, ca să încălzești apa când e soare, pui apa deasupra la bol și să încălzește și faci supa asta la plin. La fel ca un fierbător? Fierbă ce? Fierbă... Lasă asta! Ei, ce e asta? I-am zis menajerei să arunce acest gunoi acum o săptămână! Ai gunoi! Asta e cumpărat din banii mei, singur am cumpărat! Jură pe dolar! Jur! Nu ai dolari, așa-i? Fii atent ce am primit azi, acești ochelari VR care sunt cu aur, dar eu vroiam cu diamante, așa că ține-ți-e. Dar nu am nevoie, eu am VR-ul meu, fii atent, am nevoie de o mască și de un telefon. Îl pun telefonul aici, punem un joc, de exemplu Snake și gata, am VR. Băi, e atât de realistic, chiar mă simt ca acolo. Îți strici vederea așa! Dar nu, e tot ok, dacă mă doare un ochi, pur și simplu schimbi. Uite, așa. Dar știi ce are camera mea spre deosebire de tine? Fii atent aici. Luăm găleata, scaunul. Bam! Deci eu! Păi nu e de la șobolan mirosul ăsta! Ok, în ce jucăm? Ai în Xbox. Stai pe Xbox. Ba da, Xbox, doar că e versiunea specială, foarte, foarte scumpă. Ediția old school, așa. Sega 2000! Dă-l-n coace, acum și-l scăpi pe jos și îl strici și nu mai dai bani înapoi. Ok, hai în PC să ne jucăm atunci. Da, hai. Ce componente are? Componente? La ce te referi? Are Intel Primitivium. Și ce memorie are? 5 kilobytes. 5 kilobytes, doar? E mult asta, i-am pus upgrade acum, avea 2, acum are 5. Acești ochelari au 2 terabytes. Dar placa măcar? Placa? Uite-o acolo. Ține aici. Nu știu de ce e nevoie de ea, dar... Doamne, ok! Dar pe ce rulează? Care e sursa lui? Vezi și acela de acolo? El e sursa de energie. Când vreau să pun calculatorul în turbo boost, îi pun o bucată de brânză și el rulează mai repede. Da. Am înțeles. Deci ce zici să jucăm 1 versus 1? Păi ai zis că nu vrei să descarci jocul ca să nu ai virus. Asta e, măcar ceva să jucăm. Dar să știi că eu sunt un gamer foarte, foarte bun. Nu o să fiu blând cu tine, da? Ok. Lai, pa nenorocitul, n-ai viare 49 de... Au! Nu înțeleg, personajul lui merge fără niciun lag. La sigur are cheat coduri. Și... Easy! Wow! S-a teleportat? A ieșit în afara hărții? Da... Ha, ce? Cine e cel mai tare gamer? Ai avut doar noroc că... Știi tu, a obosit șoarecele meu. Da, a alergat toată ziua și acum a obosit. Dar să știi că dacă mâine vom juca, eu te voi câștiga pentru că sunt mai bun decât tine. Dacă nu cumva ți-e frică de o revanșă. Easy, mâine la ora 5, easy te voi câștiga și vedem cine e cel mai tare gamer. Fie. Fie atent să nu-ți fugă șoarecele. Nenorocitul naibii. Și acum ce mă fac? Trebuie să găsesc o soluție să-l bat. Calculatorul meu e prea slab, merge cu un frame pe minut. Doamna Marina? Da, domnule Unger, mai doriți ceva? Vă pregătesc un desert? Nu, vreau să-ți ofer pentru astăzi să fii liberă. Ați muncit din greu și cred că meritați o odihnă. Ah, vă mulțumesc foarte mult, sunteți cel mai bun. Aveți o frigideră înghețată, iar într-o apă de sus prăjituri. Da, nu vă faceți griji, mă descurc eu. Așa, acum pot să mă antrenez ca la carte. A ajuns, cred că! Și tu am ești... Am întrebarea ta de gaming. Mă așteptam eu la cineva mai serios decât tine. Hai că stăm deja de 2 minute. Prima regulă în gaming. Fiecare milisecundă contează. Nu o pierde și acționează. Ok. Fulete, ia zi, ce ai nevoie? Am nevoie de antrenament și instructaj în CS 1.6. Aha, păi trebuie să facem un plan săptămânal, de câte 5 ore pe zi cu 2 pauze de cafea. După jumătate de an vom trece și la 6 antrenamente, în funcție de cum tu vei evolua. Am nevoie de asta până mâine. Până când?
curând, oamenii se antrenează cu ani pentru a ajunge la o show performanță. Iar tu vrei până mâine? Dar dacă vă arăt că sunt foarte motivat? Păi ce n-ai zis așa de la început, mă? Uite, așa îmi place. Motivație și ambiție. Bravo! Haide acum să începem antrenamentul. Ok, pornesc chiar acum meciul. Ei, ce faci? Dar încălzirea? Păi e vară afară, care încălzire? Sunt 36 de grade. Încălzirea încheieturilor cu fulete. Înainte de orice meci trebuie să încălzim bine încheieturile pentru a nu o luxa și avea un timp de reacție cât mai mic. Ok, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, hop, hop. Hop, destul? Acum pornește jocul și arată ce poți. Desigur. Mișcările sunt bunicele, timpul de răspuns e ok, dar ținta nu o ții corect și nu joci strategic. Ah, știi și tu, de mult nu am jucat în 1-6, trebuie mai întâi să mă adaptez, plus că și mușchii mă dor. Mușchii te dor? Asta e ceva normal, știu eu ce te poate ajuta. Asta e ceva normal la gamer, gheața te va ajuta. Nu e vânătă, deci e ok. Ne trebuie Nicul Naibii, are antrenor serios de gaming. Așa vrea să jucăm, ok. Cred că e timpul deja să nu-i mai fur doar mâncarea livrată la ușă, dar și niște informații. Avea să aud. Dar naiba, nu aud nimic, omul ăsta are izolare fonică în toată casa. Trebuie să fac ceva. Gata, știu, nimic nu trece de metoda clasică. Aveam eu pe aici pe undeva instrumentul ăla. Și uite aici campez după ușă, iar când aud pași, arunc un flash și sar și încep să trag cu AK-47. Acum e timpul să aflăm toate secretele. Trebuie să fii foarte atent. După peretele din stânga pot apărea rivali. Fii cu ochii în patru după inamici mereu. Notat! Dar vorbiți în bana mea mai tare! Auzi, doar mie miroase a șaormă stricată? Șaormă? Stai un pic! Adi, ce înseamnă asta? E antrenarea mea și orele mele de gaming! Eu nici măcar nu trăgeam cu urechea. Eu doar am venit să-ți spun că ți-o lez succes mâine și o să te bat măr. O să vezi, da. Hai înapoi la antrenament și deschide un geam că pute așa o ormă stricată. Nic, la naiba ce mă fac, nu găsesc nimic. Trebuie să găsesc ceva, măcar componente pentru PC-ul meu, că e slab. În ritmul ăsta o să pierd. S-a auzit ceva. Ce mama dracu? Ochiule Ion? Hadi, hadi, tu erai. Hadi, ajută-mă să ies de aici. Hai mă. Mersi că m-ai ajutat. Auzi, am auzit că ai nevoie de un profesor de gaming. Da, știi cumva unde găsesc unul? Păi la în față. Ei, hai să fii serios. Sincer, uite. Uite, diploma mea de gamer. Nu știu, a citit, dar să zicem, ai diplomă de gaming? Da, bă, bineînțeles. Păi, știi, a jucat CS 1.6. Da, CS 1.6, în anii, anii 2000, ce vremuri bune, anii 2000. Bani, femei, foarte bune vremuri. Apoi am investit în cripto, acțiuni, dar asta e altă poveste. Nu am înțeles nimic, dar în fin. Ok, deci, ce zici? Bate palma? Da, te sigur. Lăsa-mi un pic, n-am vorbit cea mai importantă parte. Partea financiară. Păi, unchiule, am uite acolo am găsit niște kilograme de conserve de alea și mai am 2 kilograme de metal acasă. Am înțeles. Hai că lecția asta îți fac reduceri. Dar mai departe, va fi 10 lei pe oră. 10 lei? Păi asta e economia mea pe toată viața. În fine, găsesc eu de undeva să iau banii. Da, batem palma. Hai fără strâns de mână, eu plec până acasă, 5 minute, am nevoie doar să strâng acolo tot, să fac un pic de curat și revin. Da, da. Ce e, Eugen? Să vedem cum o să te joci tu acum. Dar nu se taie. Asta e capul de telefon, neghiobule. Hai la primul antrenament, nu avem timp de prostiile astea. Corect. Hai mai rapid, reacție mai rapide, te miști ca un miel. Da, m-am săturat, dar cu șchem pază să te dea afară, îmi strigi de câteva ore ureche. Ce s-a întâmplat, fulete? Cumva ți-am atins o coardă sensibilă? Un adevărat gamer trebuie să fie mereu calm și calculat în orice situație posibilă. Hai cu mine, am ceva care te va ajuta. Așa, imaginează-ți că acesta e adversarul tău de PCS care folosește cheat-uri și te omoară de fiecare dată. Ei, nu. Ce faci? Mâna este foarte importantă. Dacă ți-o luxezi, ți-a zis cu gamingul. Ok, atunci îi dau una cu mâna stângă. Nici cu stânga. Ce vei merge în CS? Folosește altceva în afară de membrele superioare. Adică picioarele? Cred că asta l-a durut. Da, acum mă simt și eu mai tare. Acum hai mai departe la antrenament. Lecția asta e însușit-o cu succes.
Așa, încă puțin mai la dreapta și... Da gata, m-am plictisit. Adică te-ai plictisit, lecția încă nu s-a finisat. Nu mă interesează, vreau un ceai, adu-mi un ceai. Eu sunt antrenoarea ta, nu menaj... Verde sau negru? Verde. 2 minute și e gata. Așa, lecția numărul 1. Vei asculta fiecare lucru pe care ți-l voi spune. Am înțeles, unchiule Ioan. Domnule Ioan, te rog. Da, domnule Ioan. Așa, a doua lecție. Trebuie să înveți să joci pe cele mai grele condiții. Păi, domnule Ioan, noi suntem în cele mai rele condiții. Există ceva mai rău decât toată asta? O, dragul meu, să fii sigur că sunt. Ce naiba e asta, unchiule? Asta te va ajuta să ții atenția la joc, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Cred că încep să... să mai descurc un pic. E binișor, dar vom mai lucra la asta. Hai, lecția numărul 2, care? Tu continui aici. Da. De aproape. Miroase atât de bine. Aia era masa mea pentru următoarele 2 săptămâni. Asta te va ajuta să nu-ți pierzi concentrarea de la joc. Trebuie să nu-ți pese de ce se întâmplă în jurul tău. Continuă jos. Antrenament stupid. Vezi că te aud. Asta și voiam. Cred că pentru prima lecție e de ajuns. Sfârșit. De fapt, abonamentul gratuit s-a terminat. Ce scoate banii? 10 de pe oră. Dar eu nu mai am nimic, poate ne înțelegem, știi tu, ca de la gamer la gamer. Atunci ne vedem când o să ai bani. Auzi? Iau și asta. Ce? Aia e mâncarea mea. Ce mă fac eu acum? Cum o să mai devin acum gamer adevărat? Și am câștigat! Bravo, de 5. Mi-e foame, vreau ceva să mănânc. Stai așa, unde mergi? În bucătărie. Ca gamer trebuie să te înveți să faci toate lucrurile personale jucând. Chiar toate? Chiar toate, acuși revin. Așa, acum vom face o pauză activă. Toți studenții mei practică asta. Vei încerca de aici să mănânci, dar totodată să și joci. Atenția ta trebuie să fie axată pe joc, dar totodată să nu-ți muști degetele. Așa, încercăm acum să scoatem cel mai bun timp. Ești gata? Da! 3, 2, 1 și start! Hai! Hai! Așa! Bun! Și stop! Oho! Uite, așa mai merge. 3 secunde? Da! Acum se poate de odihnit și de luat prânzul. Nu, mersi, sunt plin. Mai bine continuăm antrenamentul. Partea mea preferată din film. Ei, știi că nu-i frumos să te uiți pe geam la oameni? În momentul meu preferat. Te uiți la teleshopping? Tire ce? În fine. Auzi, dar ție-ți place să te uiți la TV, da? Desigur, atâtea imagini colorate. Aș da toți banii din lume pentru a privi un televizor măcar de la 2 metri. Câți bani ai tu acolo? 15 lei. Auzi, da, tu vreodată te-ai jucat în calculator? Calculator? Care calculator? Calculatorile sunt scumpe, nu mi-ajung bani de așa ceva. Pot să-ți propun un calculator cafe. Vii, dai 10 lei ora și îți rămân și 5 ție și te joci în calculator. Am, da, acolo. Serios? Da. Sună interesant. Băi, uite, ne vedem în 10 minute. Eu mă duc să aduc tot echipamentul afară. Ne, tu-i slab acolo și da, eu revin, ok? Ok, hai. Așa, cafe. Gaming cafe. Super. Așa, totul e gata, masă este, calculatorul este. Așa. Uite așa, da, am totul, calculatoare. Băi, nu înțeleg cum de nimeni până acum nu s-a gândit la asta. Plătești și te joci în calculator. Doamne, idee genială. Nu înțeleg de ce nimeni nu s-a gândit la asta până acum. Uite că vin. Asta zic eu, mașinărie. Da, da. Calculator adevărat? Da, da, e adevărat. Totul, ăsta e monitor. Da, gaming group, cafe, sorry. Și ce acolo despre bani, da? Da, ține. Așa, mă să știți că dacă nu sunteți mulțumită de serviciile noastre, putem să vă returnăm bani. Nemulțumire? Care nemulțumire? E cea mai fericită zi de viața mea! Gata, pui. Deci, ce joc doriți să vă pornesc? Avem Snake, avem Tetris, avem Santa Claus, da, sau Super Mario. Mario, vreau Super Mario, da. Ok, hai să punem Super Mario. Uite așa, deci o să plătiți 10, revin peste o oră, vedeți, da, nu jucați da, da. Nimic, pa, totul pa. La garanție. Bine, desigur. Așa, ora s-a terminat. E partea mea preferată aici.
La nivelul 219, dar oare știe că nivelele se repetă din 5 în 5 nivele? În fine, ora s-a terminat. Dacă vreți să continuați, cum am zis, ora 10 lei. Ah, tu! Mă deranjează la cel mai interesant. Dar reduceri ceva aveți? Reduceri... Da, este! Dacă aduci încă un prieten la clubul nostru, primești o oră gratis. Imediat! Știu pe cineva care iubește calculatoarele. Da. Imediat! Ok, acum trebuie să resetez repede tot calculatorul, nu de alta, dar dacă mai vine cu cineva și joacă doi, va lua foc tot calculatorul ăsta. Dacă ei vor fi în doi, vor vrea să joace la calculatoare diferite. Trebuie să mai găsesc niște calculatoare, rapid! Ce mândru sunt de mine, m-am extins. Gaming Room, n-am scris corect room, trebuia să scriu cu U aici. Gaming Room Pro Max și avem și logo deja, un măr mușcat cu viermi. Am văzut undeva asta, dar nu mi-aduc aminte unde, sigur. În fine, inspirație. Sponsor general, Mr. Bust și Piu Piu Pai. Nice. A, uite că vin clienți. Uite-te, acesta e clubul de care îți spuneam. Hai să-ți arăt. Haide. V-ați extins! Da, wow! Da, cum suntem Pro Max. Da, poți să te joci. Spate, da? Da. Mersi. Dumneavoastră, bine ați venit în clubul nostru. Trebuia să-mi dau seama că de tine e vorba. Cine mai are așa idei de mudat de să facă un gaming room sau ce e asta? Sala de calculatoare, te rog frumos. N-am mai văzut un de-asta de 15 ani. Auzi, nepoate, hai cu mine să vorbim ca între bărbați. Ok. O, pahar. Știi, îmi aduc aminte de parcă a fost azi cum te-am învățat să joci CS și ți-am fost antrenor. Păi, asta azi a fost. Da, și câte informații valoroase ți-am oferit azi. Da, ai dreptate. Auzi, poate oferi și mie o oră, două gratis la... Ce? Aici, la calculatorul vostru. Nu, nici gând. Ora? 10 lei. Păi, câte informații ți-a dat până acum? Ii, lasă-mă cu astea. Când era vorba de antrenament de 10 lei, nu, că între gamer nu ne înțelegem. Uite, na, aici, ai tăi 10 lei. Poftim! După tot ce am făcut pentru tine, atunci mă gândesc să fac ora pentru tine de 50 de lei. Cât? Ești nebun? De ce 50 de... Ok, atunci pentru tine ora la calculator va fi de 100 de lei. A, tu, nemernic mic. Bine, ora de antrenament atunci va fi 10 lei. Ok. Și... E, personajul s-a teleportat! Ce naiba? Poate netul e slab. Care net slab? Am cel mai puternic internet de pe planetă. Antena principală era mine în curte. Trebuie să rezolvi cumva. Ai ping de 1 milion. Poate nu ai achitat serviciile. No, știu eu care e motivul. La sigur e vecinul meu, Adi. Descarcă probabil iarăși filme de pe net sau ceva. Stai, acuș revin. Joacă-te până când în locul meu. Bine. De când am mai jucat jocurile astea? Da, așa? Vă aștept la 7. Da, la 7 vă aștept. Nu, Câini Bagaboys nu acceptăm. Ah, ce bine merge businessul ăsta. Am rezervări pentru întreaga săptămână. Apropo, ora trecut. Prelungiți? E, vezi că... Rămân căștile de mine. Așa. Tu? Bani nu mai am la mine. 20 de suc primiți? Păi drăguță fata, dar... Nu, doar bani cash. Revin imediat, plec să duc dozele la magazin, dar vă rog, nu dați calculatorul nimănui, bine? Păi, nu pot să las calculatorul pur și simplu așa, el face bani, trebuie să dați măcar... Vin repede! Trebuie să dați bani pentru, nu știu, să dai calculatorul. Îți dau ce am aici, vin repede, mă întorc repede, te rog, ok, da, hai, pleacă, da. Drăguță fată, pe la Eva. Salut! Adi, iarăși descarci filme cu pica? Ce-i cu adunătura asta de băgăbunzi aici? Stai un pic. Eu m-am extins un pic cu business-ul. Da, uite, îți dau 10% din toată afacerea dacă mă leși să țin toată aparatura asta aici. Nu am eu nevoie de bănuții tăi! Ei, ok, în fine, atunci dacă nu ai nevoie de bani, fii atent, când o să te joci, o să ai nevoie de prieteni cu care să joci, știi tu, multiplayer sau ceva, o să ieși afară și o să socializezi cu oamenii. Adi, eu dacă vreau să comunic cu cineva, pur și simplu zbor în altă țară și comunic cu cine vreau. Iar acum strânge tot gnoiul ăsta și dă afară. Dar eu nu pot să arunc aparatură. Adi, eu nu de aparatură ziceam. Totul sub control, totul sub control, nu vă faceți griji, am vorbit cu proprietarul acestui spațiu și totul e ok, m-am înțeles eu cu el. Poți să te joci mai departe. Adi, te-am avertizat! Stai, hai să ne înțelegem, poate pupa. Nici o înțelegere, înțelegerea a fost că să pleci de aici! Ah,
gata, gata, Eugen, dă-mi doar 5 minute și strâng totul de aici, o să fie lună. Doar 5 minute, da. Strâng totul și dacă mă întorc și văd ceva, îți ia foc business-ul tău. Ok, bine, doar las-mă 5 minute. Unchiule, vină până acolo, vrei o oră gratis la calculator? Da. Atunci trebuie să luăm tot echipamentul ăsta și să-l ducem tocmai în fundul curții, mai încolo. La cât de mare e curtea, luăm ăsta, nici nu o să observe că noi stăm acolo. Hai, ia un monitor de ăsta. Stai că mă sună cineva. Dacă iau toată masa. O să iei toată masa, dacă. Atenți, nu sparg eu. Ok. Da? Alo? Pe ziar? Desigur că vreau să apar pe ziar. Așa, acum puteți să vă jucați în liniște și pace. Nimeni nu ne va găsi aici. Hei, la mine s-a terminat episodul. La ce te uiți aici? La orange blue. Nu-i corect spui așa, e orange blue. Prieteni, dacă vreți să vedeți și voi episoadele la orange blue, orange blue, da? Apăsați pe butonul de like și subscribe. Da, astfel nu veți pierde niciun episod interesant. Am înțeles că postează niște episoade super tari. Așa, voi acum jucați-vă aici mai departe. Eu mă duc să caut alte calculatoare. Fiți voi, avem alți clienți, dacă mă sună cineva. Da, supă la plic, desigur că vrem reclamă. Facem bani, băieți. Așa, Adi nu a luat în serios avertismentul meu. I-am zis eu că îi dau foc la business. Moarte! Nu am glumit când am zis că îi dau foc la business. Na, uite așa. Uite așa, acum sunt mult mai bine. Ce mama n-ai vizit de pe aici? Stai că eu pot să fac așa. Calculatoare, business-ul meu, clienții mei. Asta la sigur e mâna lui Eugen. Jucă murdar deci, lasă că arăt eu joc murdar. Eu priceput la asta. De ce asta face Eugen când îți plecat eu să fac bani? Cheamă fete în casă, da? Nu, eu sunt antrenoarea lui de gaming. Iar eu sunt tatăl lui. Deci tu ești persoana aia care îl ține mereu cu ochii în calculatorul ăla, în loc să facă și el niște bani și să învețe business. Eugen e un jucător foarte bun. M-a angajat astăzi să-i fiu antrenoare. Și unde e Eugen acum? Păi după program are acum somnul de frumusețe. Niciun somn nu-l va ajuta să fie frumos dacă mai stă mult în calculatorul ăla ce mai este el. Că fine, ești liber. Adică liberă. Noi mai avem antrenamente astăzi. Eu cred că cumva nu ai auzit clar că am zis acum ești liberă. Sau din cauza laptopurile alea pe care le purtați mereu în urechi. Nu înțelegeți. Eugen acum mai are 3 sesiuni de antrenament astăzi. Eu cred că nu ai auzit clar. Ești liberă! Sau trebuie să dau câteva telefoane să nu mai antrenez pe nimeni, pa. Ce? Gata, gata, am înțeles, acum plec. Gata, am înțeles. Era cât pe ce. Acum trebuie să-l găsesc pe Eugen undeva în casa asta și să mă facă să antrenorul lui de gaming, noului antrenor. Unde dracu o dormi eu? Cred că sus. Așa, și de aici am pornit. La noi vă mărătăcesc în casa asta. Trezește-te! Sunt noua antrenor tău de gaming. Trebuie să ne antrenăm. Nu cred că m-a auzit. Trezește-te! Avem antrenament de gaming azi! Cine ești? Noul tău antrenor de gaming. Adi? Care Adi? Nu ai auzit corect, cred. Noul tău antrenor de gaming. Adi, încetează! Te cunosc de la o poștă după mirosul de șaormă stricată. Bună încercare de a te dechiza, dar nu mă păcălești așa ușor. Ce, serios? Hainele astea nu dau un vibe așa mai diferit? Daneț, recunosc mirosul dintr-o mie. Ah, știam eu că trebuie să mă dau cu detergent, dar în fine. Ok, eu plec. Stai, dacă tot ai ajuns aici, spune-mi o poveste. Ce poveste? Cum ne-am cunoscut noi? Hai, spune! Păi, era o zi însorită de vară și caldă și ne-am văzut pe stradă. Nu, povestea aia lungă și adevărată. Hai, spune totul. Ok, în fine. Era o zi geroasă de iarnă. Eu m-am născut într-un grajd. Părinții mei nu aveau unde să mă ție pentru că era frig acolo și erau cai în grajdul ăla, așa că noi mergeam pe stradă, iar părinții tăi ne-au văzut pe stradă și ne-au chemat în casă. Plus asta, tu te născuse în aceeași zi și cumva mamei tale se făcuse mină și ne-a primit în garajul tău și de atunci dormim acolo și locuim acolo. Da, de atunci noi ne jucăm împreună. Apropo, dar unde era tatăl tău? Mama mi-a spus că după ziua aceea a plecat la magazin după lapte. Și de atunci nu s-a schimbat nimic. Cum e posibil de atunci să țin mirosul ăla de șaormă stricată? Păi sincer, nici eu nu știu. Ei, acum poți pleca, trebuie să te odihnești și tu. Mâine avem meci important, sper să fii pregătit. Da, la fel și tu odihnește-te, pentru că mâine o să te bat măr. The next day. Gata? Mereu gata. Mult succes, adversare. Ok, vezi că o să joc un pic mai light. O să încerc să fiu așa mai lejer cu tine. Ok, hai să vedem.
Și... bam! Încerci să te ascunzi de mine, Eugen, greșeală fatală! Ține de aici și... bam! Lovitură cu sniperul! Ei! Calculatorul meu iară așa are lag, nu mai funcționează nici șoricelul ăsta, ce naiba se întâmplă? Și... bam! Headshot! Nu înțeleg, am 2 frame-uri pe secundă, ce se întâmplă? Runda decisivă, trebuie să-l înving! Lasă că-ți arăt eu, Eugen! Și... bam! L-am distrus dintr-o lovitură! Nu! Nu că-i scump, băi! Ce ăsta-i scump, ce ăsta-i scump? La naiba, am pierdut! Recunosc, ai câștigat. Ești cel mai tare gamer din casă. Ce? Nu am auzit. Ești cel mai tare gamer din casă. Recunosc, m-ai câștigat. Acum voi pleca. Adi, stai. Chiar dacă am câștigat, e doar un joc. Iar să ai un prieten e mai important decât să ai un calculator. Nu mi-am dat seama, dar tu ești prietenul meu de când eram mic. Și prietenia noastră este mai importantă decât această mașinărie. Plus că calculatoarele nu erau de aceeași putere. Așa că ține-l. Ce? Vorbești serios? Așa măcar te vei antrena la un calculator mult mai puternic și voi avea un adversar pe măsură. Îți mulțumesc din suflet, Eugen, acum pot să mă joc.